Deschidem Biblia la Luca, capitolul 4. Luca, capitolul 4. După cum bine știți, Biserica din loc știe, cei care poate sunteți cu noi prima dată aflați acum, ca și Biserica noi, am început o serie de mesaje în anul acesta numită Pe urmele lui Isus. Până la Paște ne vom uita în ordine cronologică la, la câteva momente din viața lui Isus. Și ce care a fost duminica trecută, am văzut că Isus ne-a dus la o nuntă. Și acolo la nuntă a făcut prima minune dintre minunile lui, și anume transformarea apei în vin. Am văzut nu doar minunea, am văzut mesajul minunii, am văzut că vrea să ne spună minunea aceasta că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să transforme viața noastră. El n-a venit să adauge ceva la viața noastră, El n-a venit să completeze ceva la viața noastră, să îmbunătățească viața noastră, ci să facă ceva total nou. Despre asta e vorba la cana. Ce veste extraordinară, nu? Dar de asemenea, nu toți au crezut vestea aceasta, nu toți au primit vestea aceasta și citim că Isus a mers în Nazaret, în satul unde crescuse, și oamenii n-au crezut asta, oamenii l-au respins pe Isus. Nu vom predica despre Nazaret, îi menționăm întreagă, poate altă dată. Însă Isus merge mai departe și ajunge la Capernaum. Capernaum nu era foarte departe de Nazaret, însă atitudinea lor era foarte diferită de a celor din Nazaret. Aici Hristos este primit, este onorat, dacă vreți. Și Luca 4 ne prezintă o zi din viața lui Isus aici la Capernaum. Asta e și titlul predicii mele, o zi în Capernaum cu Isus. Dar haideți să citim textul și să, să vedem despre ce este vorba. S-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui pentru că el vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? te știu cine ești, sfântul lui Dumnezeu. Isus l-a certat și a zis: tați, și ieși afară din omul acesta. Și Dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să îi facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții ce înseamnă lucrul acesta. El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. Și asta e important pentru că influențează ce se va întâmpla. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La Sfințitul Soarelui, toți cei ce aveau bolnavi, atinși de felurite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșau și dragi care strigau și ziceau: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crepat de ziua, Isus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noradele au început să-l să caute prin toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească și să nu plece de la ei. Dar el a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia să încheie pasajul în sinagogile Galilei. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată cum arăta o zi din viața lui Isus. Cum ar fi să petreci 24 de ore cu Isus în fiecare ceas, fiecare minut? Vedem deseori reportaje despre cum arată o zi din viața unui om sau o zi din viața unui medic sau o zi din viața unui pilot sau a președintelui țării. Dar cum arăta o zi din viața celuia pe care îl știm ca fiind fiul lui Dumnezeu? Cum era să te trezești și până adormi să petreci cu Isus O zi. Acum, a petrece o zi cu cineva nu este cea mai plăcută experiență totdeauna. Însă, la finalul acestei zile, și la finalul acestei predici, nu o să ne schimbăm părerea despre Isus. Vom vedea că, din potrivă, El este mai extraordinar decât ne așteptăm. Și acesta, aceasta este ideea pasajului și ideea predicii de astăzi. Toate cele, cele 14 versete citite. Formează împreună, sunt legate împreună de această idee, o zi, 24 de ore din viața lui Isus și sunt relatate de cei care au stat 3 ani și jumătate cu Isus, ucenicii lui. Aici nu erau oficial chemați ca ucenici, însă ei sunt acolo și ei ne relatează ce a fost acolo și prin ochii lor, astăzi și noi vom vedea cum arăta o zi din viața lui Isus Hristos. Dar înainte să vă prezint programul nostru, aș vrea să vă prezint unde suntem astăzi, unde vom petrece ziua de azi, anume la Capernaum. Și dacă îmi permiteți, vreau să, vă, să fiu ghidul vostru, gratuit, evident, să vă spun câteva lucruri despre Capernaum, pot? V-am pus acolo și o hartă și Capernaum e acolo unde apare această săgeata roșie, dar observați un pic mai sus și apoi un pic mai jos alte două localități la care ne vom referi apoi, Betsaida și Tiberia sau Tiberiada. E, atenția este pe Capernaum și primul lucru pe care îl observăm, dragi prieteni, când, când ne apropiem de Capernaum este schimbarea de peisaj și schimbarea de altitudine, deoarece din Nazaret, care era la deal, coborând înspre Capernaum, cobor înspre câmpie, cobori înspre, înspre lac, cobori la, la câmpie, Capernaum era jos. De aceea zice textul S-a coborât la Capernaum. Coboară, da, din înălțimea dialului la, la câmpie. Coboară la, lângă, lângă apă. Numele Capernaum vine în mod interesant de la profetul Naum. a știut asta. Satul lui Naum. Asta înseamnă practic Capernaum. Satul lui Naum. De aici se pare că se născuse Naum sau poate, nu știu, trăise Naum. Populația Capernaumului era destul de mare, aproximativ 1500 de locuitori, mult mai mare decât Nazaret, care avea vreo 500, mult mai mare decât Cana, care avea mult mai puțini locuitori. Capernaum, de fapt, era, era reședința de județ, dacă vreți, era capitala Galilei. Era cea mai, mai mare așezare din zona aceasta. Erau aici mulți oameni, nu doar evrei erau aici, ci și mulți neevrei. Apelez la memoria voastră, vă știți un o poreclă a Galilei, era care? Galileea, care? Neamurilor, pentru că erau neevrei aici. De asemenea, istoria spune că erau și mulți soldați aici, era deci o, un oraș militar, un oraș care avea o prezență militară. De asemenea, Capernaum era un centru economic, era de fapt cea mai activă zonă din punct de vedere economic din Galileea. Era, era un, un, centru de, de business. Oamenii se ocupau cu tot felul de lucruri, dar în mod special erau mulți pescari, ca și ucenicii. Erau mulți oameni care se ocupau cu pescuitul. Însă Capernaum mai este special dintr-un motiv, și anume că devine reședința lui Isus. Matei, capitolul 4 spune că la un moment dat, Isus se mută aici, în Capernaum, cu familia lui. Ați citit acolo? Nu știm de ce. Poate din cauza respingerii de la Nazaret. La un moment dat, Hristos cu familia lui se mută în Capernaum și Capernaum devine orașul lui Isus. Nu știu dacă vi se pare interesant lucrul ăsta, că Isus a avut o casă în Capernaum. Că a stat pe o stradă în Capernaum, că a stat la un număr în Capernaum, că oamenii treceau pe acolo și ziceau uite e casa lui Isus, că era vecinul cuiva, a locuit printre noi. Și n-a stat puțin aici, ci probabil a stat undeva la un an de zile, un an și jumătate, unii spun jumătate din cei trei ani, trei ani și ceva, Hristos a, a stat la Capernaum. Așa se explică faptul că, dacă veți urmări un pic, multe din minunile lui Iisus au fost făcute în Capernaum sau în zona Capernaumului, practic Capernaumul devine centrul de misiune a lui Isus în prima parte a lucrării lui. Aici suntem la, la Capernaum. Unde ne duce Iisus azi? Ce vrea să ne învețe Iisus azi? Și există patru locuri în care Hristos ne va duce azi și fiecare are o lecție importantă. Și vreau să ne uităm în primul rând, dimineața ne vom duce împreună cu Iisus în sinagogă. Și aici vom vedea autoritatea lui Iisus. Autoritatea o vom vedea toată ziua, dar în mod special aici o vom vedea, în sinagogă, și vom zăvovi un pic mai mult la, la acest moment, deoarece textul vorbește mai mult despre momentul acesta, autoritatea lui Isus, autoritatea cuvântului lui Isus. Dar, de asemenea, la miază vom merge să mâncăm cu Isus în casa lui Petru, chemat de Petru, și vom vedea aici atitudinea lui Isus față de suferință. Dar atitudinea și a celor care sunt salvați din suferință față de Isus. Apoi, spre seară, vom ieși cu Isus în stradă și acolo vom vedea altruismul lui Isus. Vom vedea cum Isus se dedică într-un mod total și într-un mod profund la, la o mulțime de oameni disperați, o mulțime de oameni care aveau probleme, și apoi, spre seară, târziu spre seară sau dimineața de vreme, cum doriți, îl vom urmări pe Isus în pustie. Și acolo vom vedea lecția alegerilor lui Isus. Sper că sunteți pregătiți, va fi o zi lungă, va fi o zi aglomerată. Dar așa erau toate zilele din viața lui Isus. Nu-i de mirare că Biblia spune că Unior n-avea timp nici măcar să, să mănânce și să se odihnească. Așa erau toate zilele din viața Mântuitorului. Dar pe cât de aglomerată va fi această zi, vom vedea că Iisus niciodată nu uită ce e important. Ii nu neglijează ce este important. Oricât de aglomerată era ziua lui și vom mai vedea ceva. Știți ce vom mai vedea? Vom vedea că uneori în viața lui Iisus, într-o zi a lui Isus, se întâmplau lucruri ciudate și neobișnuite. Și vreau să vă asigur de pe acum că vom, vom vorbi despre ele, dar ele sunt adevărate. Ele sunt adevărate pentru că odată cel care le-a pus aici în scris, Luca, a fost o minte lucidă a vremii lui, a fost un doctor. Dar de asemenea, Luca ne, ne asigură la începutul Evangheliei lui că el le-a documentat cu martor pe fiecare dintre ele și apoi le-a pus în scris. Deci vor fi unele ciudate, dar vor fi adevărate, sunt verificate cu martor. Deci să începem. Dis de dimineață, în primul rând, mergem cu Iisus în sinagogă. Versetul 31 spune: S-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua Sabatului. Sabatul era o zi specială, era, era ziua în care înceta orice fel de activitate. De fapt, cuvântul sabat asta înseamnă, verbul sabat înseamnă a înceta. Oamenii nu doar că încetau activitățile lor, oamenii își îndreptau atenția înspre Dumnezeu. Nimeni nu uita că-i sabat, știți? că fi pedepsit cu moartea. Și în sabat, în această zi specială, oamenii mergeau la, într-un loc special, mergeau la, la sinagogă. Cei care nu sunteți familiarizați cu, cu contextul acesta, sinagoga a apărut în exil. A apărut când templul fusese distrus și când țara fusese distrusă. Evreii au ajuns în robie și în robie au, au, au continuat să se adune. Așa s-au născut adunările sinagogi, adunări locale în care 10-20 de oameni se adunau împreună și învățau și se rugau împreună. Așa au apărut sinagogile. După ce s-au uh, întors în țara lor, după ce au reconstruit Templul și au reconstruit țara, au păstrat și sinagogile. Era un singur Templu, dar erau mai multe sinagogi. Erau, erau câteodată sinagogi în fiecare sat. În Nazaret era sinagogă, în Capernaum era sinagogă, în alte locuri era sinagogă, pentru că sinagogile funcționau ca un fel de centru local, religios un fel de centru educațional câteodată era un, un loc de judecat a evreilor, așa se explică faptul că erau, erau multe sinagogi și știți ce e interesant, o să puteți căuta pe, pe Google acasă sau nu știu, poate dacă o să vizitați vreodată țara sfântă, dacă o să aveți ocazia în Capernaum există astăzi încă ruinele acestei sinagogi nu mai e rămas mult dar ruinele acestea există acolo pietrele sunt acolo le puteți vedea, fie în poză, fie, fie în, în realitate. Și Biblia spune că Iisus avea obiceiul să meargă la sinagogă. Când era sabat, mergea la sinagogă. Asta era un obicei de -a lui și programul de la sinagogă semăna cu al nostru rugăciune, laudă. Era un moment de citire a, a scripturilor public, cu voce tare. Apoi era un moment de învățătură. Cine învăța? Orice bărbat din biserica locală care putea învăța, putea învăța la sinagogă, era lăsat de sinagogă, de fruntașul sinagogii să învețe, un, un rabin invitat, un rabin care era în trecere, putea să învețe, textul se citea în picioare și cel care vorbea sau cel care predica, apoi stătea așezat. Evrei încă fac asta așa astăzi. Învață așezați. Iisus când ajunge la Capernaum, el are deja o reputație, el deja călătorise prin sinagogile Galilei, el deja învățase, el deja se remarcase ca un învățător, ca un rabin, ajunge aici, îi lăsa de fruntașul sinagogii să predice, însă aici Hristos își va arăta ceva, autoritatea lui. Cuvântul autoritate se, se repete de două ori, versetul 32, puterea lui, versetul 36, stăpânirea, Iisus aici... Împreună cu ucenicii cu și noi împreună cu ei vom vedea despre autoritatea lui Hristos, dar în două domenii, odată autoritatea în cuvânt. Biblia spune, versetul 31-32, acolo învăța pe oameni în ziua sabatului, ei erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere. El, el nu vorbea oricum, el vorbea cu putere, el predica cu putere. Și vreau să subliniez câteva lucruri aici, dragă biserică. Faptul că Isus predica arată că predicarea a fost importantă. El putea să facă orice fel de minune, dar și-a petrecut mare parte din timpul lui. Activitatea principală a, a timpului lui, a vieții lui a fost predicarea. El putea să vindece orice fel de boală, el, el nu s-a ocupat doar de trupul oamenilor, ci și de mintea oamenilor, Hristos... I-a învățat. Oamenii nu în mi-au rabuni, care înseamnă învățătorule. De ce e important asta? Nu știu dacă ați auzit citatul următor. Predică Evanghelia și, dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Ați auzit citatul ăsta? Cu siguranță l-ați auzit. Este o vorbă a lui Francisc de Assisi. E fain E un citat care sună bine. Dar oare cât de biblică e? Predică Evanghelia și, dacă este nevoie, folosește și cuvinte. Poate cineva să spună că felul în care își trăiește viața cu Isus îl scutește ca să vorbească în numele lui Isus? Dacă cineva a trăit Evanghelia, ăsta a fost Isus. El a trăit fără păcat, el și-a arătat puterea, el a făcut minuni și a considerat că e nevoie să și spună. Adică a spune este important, de fapt dacă sărim un pic în față, la finalul pasajului el va lăsa campania de vindecare din Capernaum și va zice Eu trebuie ca să merg ca să mai spun, trebuie ca să merg ca să predic, principal activitatea lui n-a fost vindecarea, ci a fost predicarea Și există aici o lecție pentru noi, pentru tine dacă ești creștin, cuvintele tale sunt importante? Fie că spui, așa cum fac eu de aici, de pe o scenă, de la un avon, fie că spui acasă copiilor tăi sau colegilor tăi, oriunde spui, oricui spui, este important să spui. Hai să spun altfel. Nu va fi vreun moment în care vom fi atât de sfinți încât nu va fi nevoie să și spunem. Nu va fi vreun moment în care vom fi atât de implicați în societate, în proiectele sociale când nu va fi nevoie să și spunem. Va fi mereu nevoie ca să spunem. Să spunem prin viața noastră, să spunem prin, prin vorbele noastre. Iisus a spus, apostolii au spus, reformatorii au spus, au predicat, așa a început trezirea, s-au întors la Scriptură, au predicat Scriptura. Este important să predicăm și noi, să spunem și noi. Și Biblia spune că atunci când Hristos predica, oamenii erau uimiți. Cuvântul uimiți înseamnă în înseamnă în extaz Românii au o expresie care spune ochi și urechi. Așa erau oamenii. Ochi și urechi. Însă, însă, mai mult decât atât. E mai mult decât atenție. E fascinație. Noi, predicatorii, câteodată când predicăm, vă pierdem atenția. Și apoi mai spunem ceva, mai facem ceva, mai. Și iar vă reconectați la predic. La Isus nu era așa. Iisus spunea un lucru uimitor și apoi spunea ceva mai uimitor și uimirea nu se mai termina. De fapt, expresia folosită aici are, are, ideea de a fi lovit în minte, a fi scos din minte. Avem și noi românii expresia asta, mă zice, m-a lovit. Nu înțelegeam ceva și dintr-o dată zice, m-a lovit. așa -i? E ca, și cum în care, e ca și momentul în care realizezi un adevăr, ești, ești copleșit de un adevăr, dintr-o dată îți dai seama de ceva, de greutatea unei, unei realități, a unei adevări care în care te-a lovit. Ei, la fel, cuvintele lui Isus aruncau lumină asupra oamenilor într-un mod unic și, și complet. Cu atât mai mult erau mirați că știau că nu are școală. Era fiul Templarului, dar fiul Templarului, Biblia zice că vorbea cu putere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu cita alți rabini, înseamnă că nu zicea după cum a mai zis nu știu care, cuvintele lui aveau greutate singure. Și astăzi avem expresia cutare e o autoritate, nu? În domeniul cutare e o autoritate. Înseamnă că el știe ce vorbește. Isus știa ce vorbește. De fapt, nimeni n-a înțeles mai bine adevărul Bibliei ca și Isus decât Isus. Nimeni nu a sondat mai adânc profunzimile omului decât Isus, care crease omul. Nimeni vreodată n-a folosit limbajul oman cu, cu mai multă măiestrie decât Hristos, care era însuși cuvântul. N-a fost o minte mai clară, n-a fost o minte mai inteligentă, n-a fost o minte mai aproape de mintea lui Dumnezeu decât Isus. Despre ce vorbea despre Vechiul Testament? În Nazaret a predicat din Isaia 61, la finalul textului acestuia vedem că zice Biblia, El vestia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, într-un sens, Hristos se predica pe sine. El zicea că împărăția lui Dumnezeu a venit în lumea oamenilor prin El, într-o formă spirituală, dar oamenii pot intra în împărăție crezând în el, pocăindu-se, supunându-se de bună voie. Mai spunea ceva, mai spunea că el a venit în lumea aceasta ca să, ca să distrugă o altă împărăție, împărăția Întunericului să distrugă efectele împărăției întunericului și mă, aminte, și mă imaginez că în momentele în care Hristos predica în sinagoga din Capernaum despre lucrurile astea, despre cele două împărății aduse de el și cealaltă, deodată în sinagogă s-a auzit un strigăt, un strigăt neomenesc. Oamenii repede au trecut de la uimire la spaimă. Pentru că al doilea domeniu în care Isus și-a și arătat autoritatea atunci, în sinagogă, este domeniul autorității în conflictul spiritual. Versetul 33-34 spune, în sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare, ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret, ai venit să ne prăpădești. Observați cum forța cuvintele lui Isus, Hristos au, au lovit într-un demon. Și Isus le eliberează pe omul acesta, Isus demonstrează că el are puterea, el are autoritatea de a, a vorbi, de a proclama, de a elibera și în domeniul acesta. Și vreau să menționez aici câteva lucruri despre, despre demoni, fără a transforma predicața una despre demon. Și m-am gândit să elimin partea aceasta, dar, pe de altă parte, n-aș putea ca să tac. Textul vorbește mult despre ea, dar, de asemenea, văd atâția oameni care sunt experți în demon, zic în ghilimele, experți în demon, în duhuri. Oameni care produc panică, oameni care, unii spun prostii. Și aș vrea că în dimineața asta, pentru că ăsta e pasajul care a fost programat așa să fie să trasăm câteva lucruri în privința asta. Umos pe mod special ce scrie aici. Și odată aș vrea să vă spun că Isus a confirmat că există demoni. Noi credem asta. Isus a confirmat că există. Oamenii vor zice, a, pe vremea aceea, în urmă cu 2000 de ani, oamenii erau naivi, oamenii credeau orice. E un fel de Harry Potter, nu? Un fel de Sefe, o vreme atunci oamenii nu aveau știința, ei, nu numeau boală ceea ce știința, numeau demon ceea ce știința numește boală, nu? Acum toate argumentele astea pot ține până când vorbim despre Isus. Isus a întâlnit demon, Isus a vorbit despre demon, Isus a eliberat oamenii de sub demon și, și noi știm că Isus n-a greșit niciodată. El a confirmat existența demonilor. Însă vreau să mai spun ceva ca să echilibrez un pic lucrurile Biblia nu este plină de demoni și de oameni posedați de demoni, așa cum poate au un impresie. De fapt, poate va fi șocant pentru unii, în afara Evangheliilor, există în întreaga Biblie patru cazuri de oameni posedați. Două în Vechiul Testament și două în faptele apostolilor. Repet, în Evanghelii sunt mulți, în Vechiul Testament găsim doi oameni posedați de demon, și în fapte mai găsim încă doi. Mulți, cei mai mulți erau unde? Erau în Evanghelii. Biblia nu este plină de duhuri necurate și de oameni posedați de duhurile necurate. Acum, întrebarea este de ce erau atâția demoni în, în vremea lui Isus? Și răspunsul este, cred eu, că puterile demonice, știind că Hristos va veni în lumea noastră, au, au invadat lumea au încercat ca să se opună planului lui Dumnezeu și să încurce planul lui Dumnezeu și Dumnezeu a îngăduit această prezență demonică ca fiul lui să-și arate puterea, ca apostolii lui să-și arate puterea și să arate că uh, Dumnezeu are autoritate și că împărăția lui Dumnezeu a venit. Așa se explică faptul că în Evanghelie găsim numeroși demoni. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu nu cred că în acest moment în istorie, Există o prezență demonică, așa cum a fost în vremea lui Isus. Nu cred că e bine să vedem în spatele a oricărui lucru rău un demon. Nu cred că orice lucru rău din viața noastră are nevoie de eliberare. Nu cred că e cauzat de, de un duh rău. Cred că ar trebui să ne ferim de oameni care văd demon peste tot, care găsesc demon care caută demoni, care urmăresc, care nu știu, care fug. Nu cred că e bine, nu cred că e biblic, nu cred că e bine din niciun punct de vedere. V-am explicat de ce în vremea lui Isus era cum era și privind Biblia în ansamblu, nu i găsim așa de mult, așa de des. Nu înseamnă că nu erau, doar că Biblia vrea să scoată în evidență asta. Dar vreau să mai spun ceva aici. Totuși mă aștept, conform Bibliei, conform cărții Apocalipsa, că înainte să vină Isus a doua oară, să fie din nou o creștere a activității demonice. Așa zice Biblia. Nu cred că am ajuns încă chiar acolo. Dar Biblia spune că trebuie să ne așteptăm. Când a venit Hristos prima oară, s-a întâmplat, înainte să vină Hristos a doua oară, se va întâmpla. Deci, pe de altă parte, concluzia care este? Concluzia este că Biblia are un loc și istoria lumii are un loc pentru subiectul ăsta și pentru, pentru realitatea asta. Dar, de asemenea, vreau să vă mai spun ceva. Activitatea demonilor este necurată, dăunătoare și ascunsă. Apare acea, această expresie, duh necurat. Înseamnă asta că există demoni curați? Nu. Demonii sunt ființe spirituale, ei nu sunt materiale, sunt imateriale, nu pot fi murdare ca noi fizic. Și când Biblia zice duc necurat, vrea să zică corupt, indecent, mizerabil, murdar din orice punct de vedere moral sau rău. Era un duc rău. Voi știți că noi am studiat la doctrina despre îngeri că, că îngerii răi, de fapt, sunt îngeri buni, creați de Dumnezeu într-un mod bun, care au devenit răi în urma neascultării lor de Dumnezeu și cred că demonii sunt atât de răi încât nu există în ei vreo, vreo fărâmă de bine. și vor să facă rău. Ei urăsc tot ce este bine, ei urăsc pe Dumnezeu, ei urăsc planul lui Dumnezeu, urăsc creația lui Dumnezeu, urăsc tot ce are legătură cu Dumnezeu. Ei vor să aducă suferință în ce a creat Dumnezeu, suferință fizică, suferință psihică, suferință spirituală, orice fel de suferință pot să o ducă, ei sunt gata ca să o ducă. Noi nu credem că în spatele fiecărui bol există un demon, nu credem asta. Credem că cele mai multe boli au în spate o, o cauză medicală? Dar, în asemenea, credem că există unele lucruri ale care au în spate o influență rea și demonică. Unele. Și vedem și aici. Când Isus îi zice să iasă afară, vă amintiți ce face demonul? Spune că l-a trântit jos, adică violent, i-a cauzat un fel de criză. Eu cred că demonul a fi vrut să-l omoare pe om, însă, Hristos îl oprește, nu-i permite lucrul acesta, îl eliberează fără ca să îl omoare pe omul acesta, pentru că asta fac demonii, la urmă, ori sunt ființe spirituale rele care vor să facă rău. Dar de asemenea, cred că sunt ființe care stau ascunse. Cel mai mult rău îl poți face când stai ascuns, că nu ești văzut. Demonul aici stă ascuns, într-un loc neobișnuit. Unde stă? În sinagogă. Știți că, în mod normal, în Îndemonizații n-aveau voie în sinagogă, erau excomunicați din sinagogă. De ce era ascuns în sinagogă? Dorea să influențeze învățătura? Oare dorea ca să pornească minciuni? Nu știu. Dar era ascuns în, în sinagogă și cred eu că Biblia ne învață că întotdeauna demonii preferă ca să, să stea ascunși. Un alt motiv pentru care nu cred că sunt atât de des uh, prezenți pe cât îi văd alții, pentru că ei preferă ca să stea ascunși, să lucreze din ascuns, din spatele lucrurilor, din culise, dacă vreți. Și cred că și demonul ăsta ar fi preferat să rămână ascuns. Și vom vedea imediat de ce n-a rămas ascuns. Dar mai e aici o idee. Există o mare diferență între influență și posedare. E o diferență între influență demonică și posedare. Cele două nu trebuie confundate. Într-un sens, oricare creștin poate fi expus influenței demonice. Poate fi influențat, dacă vreți. Vă reamintesc că Isus îi spune chiar lui Petru, din cauza unui gând înapoi a mea, oricare suntem prinși în războiul spiritual. Însă, posedarea este total altceva. Pentru că dacă tu, ca și creștin, te poți. Poți fi influențat, dar te poți împotrivi diavolului, poți rezista diavolului. Omul care este posedat, el nu se poate împotrivi, ci demonul vine și preia controlul. Demonul preia controlul vieții lui, controlul trupului lui, controlul vocii lui. Exact cum vedem aici, practic, în text. Demonul vorbește prin el, demonul îl trântește la pământ și mai cred ceva. Și vreau să fie cât de clar și cât de răspicat pot spune eu, astfel de cazuri de posedare cred eu că sunt rare și cred că diagnosticul trebuie pus cu mari rezerve că e pericolul de a confunda cu altceva. Deci e o diferență între influență și posedare. Dai să mergem un pic mai, mai departe. Omul ăsta era posedat. Observați cum arată. El era casa demonului. Ajunge sub controlul demonului, ajunge să fie chinuit de demon, devine un canal al demonului, un canal al, al supranaturalului. Demonii sunt ființe inteligente, raționale, sunt ființe mai puternice decât omul. Așa se explică faptul că Biblia spune că demonul din sinagogă știe ce nu știe oamenii din sinagogă. Ați observat asta? Demonul știe numele lui Isus? Isuse? știe de unde vine Isus din Nazaret. Demonul știe, ce mai știe? Demonul știe caracterul lui, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Demonul știe puterea pe care o are Isus. Nu? Ai venit să ne prăpădești cu ani de zile înainte să zică Petru. Demonul știe, el știa pe Isus de dinainte de, de cădere, de la creație. Demonii știu mai multe decât știu oamenii. Demonii sunt mai puternici decât oamenii. Demonii sunt mai inteligenți. Demonii sunt uh, într-un fel superiori oamenilor. Deci, există niște semne. Dar de asemenea, vreau să spun ceva în legătură tot cu posedarea. Nu cred că, conform Bibliei, un creștin poate ajunge posedat. Nu cred. De ce el aparține lui Dumnezeu și este locuit de Dumnezeu. Nu găsesc în Biblie uh, vreun creștin posedat, exemplu, nu găsesc vreo avertizare în sensul ăsta, Ai aveți grijă de. Chiar și despre Anania și Safira, uh, despre care noi predicăm și îi, îi, uh, îi punem câteodată așa în, în, în întuneric, chiar și despre ei Biblia spune că Satan a pus în inima lor un. ce? Un gând. Deci mai degrabă vorba despre o influență decât despre posedare. Nu cred că ar trebui să trăiești cu frica asta. Nici tu. Nici soțul tău, nici soția ta, nici copiii tăi, nici părinții tăi. Nu știu dacă voi vă simțiți mai bine, dar eu mă simt mai bine. Conform Bibliei, suntem aparținem lui Dumnezeu și suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și, de fapt, adevărul este că nicăieri Biblia nu ne spune cum ajunge un om așa. E posibil ca în contextul multicultural, păgând din Galileea, să se fi întâmplat asta. Vă reamintesc că aici erau mulți neevrei. Ăștia, când au venit acolo, au adus cu ei zeii lor, idolilor, practicile lor păgâne și oculte. Și vreau să spun ceva. Când închizi ușa lui Isus și când deschizi alte uși, te pui într-un loc periculos. Dar nu vreau să spun mai multe, pentru că n-aș vrea să speculez. Dar de asemenea mai e ceva aici. Demonii trăiesc în teroare. Strigă tu, e un strigă de, de deranj, de chin. Și Biblia spune în Iacov, capitolul 2, cu 19, zice că și dracii cred și se... Acum, eu înțeleg aici un pic diferit. pot să vă explic cum înțeleg eu? Să mai vorbim, că unii sunteți prea atenți. Demonii, zice, cred și se înfioare. Eu cred că această înfiorare nu este din, din reverență față de Dumnezeu ci este o înfiorare din spaimă, este o înfiorare din, din groază, este o înfiorare uh, din cauza faptului că ei, ei știu ce se va întâmpla cu ei, ei cred în Isus, ei știu o parte din planul lui Dumnezeu, demonul ăsta știa că atunci când va veni Isus... Uh, Satan, împreună cu demonii, vor fi legați, vor fi aruncați în adânc, vor fi ținuți în adânc, legați pentru o mie de ani, nu vor mai putea face rău și la final vor fi aruncați în iazul de foc și acolo, practic, libertatea lor le va fi uh, limitată. Nu cred că vor fi distruși și efectiv vor fi limitați și îngrădiți și supuși la chin. Demonul știa, eu cred că de asta s-a manifestat demonul. El a realizat cine este Isus, a realizat că de Hristos se leagă planul lui Dumnezeu și practic demonul când vorbește, mi se pare mie că vorbește în numele demonilor. Ați observat pluralul ăsta, ai venit să ne prăpădești, a venit sfârșitul, zice, a venit momentul în care să fim legați și aruncați în adânc. Isus, în momentul ăsta, n-a putut să mai stea ascuns în fața autorității lui Isus Hristos. Demonii știu că nu pot fi iertați, nu pot fi răscumpărați, demonii nu vor să se pocăiască, ei nu se pot pocăi, așa că trăiesc în teroare. Dar mai e aici ceva. Iisus are autoritate de plină asupra demonilor. Asta vrea să scoată în evidență textul. Și credeți că cei din sinagogă n-au mai văzut un demonizat, Sau o exorcizare? Ba da! Însă n-au văzut una ca și așa cum a făcut Iisus. Doar prin cuvântul Lui. Știți ce făceau de obicei exorciștii? Uh, Incantații, formule, plante, tot felul de lucruri, tot felul de obiceiuri, tot felul de chestii ciudate. Însă vine Hristos și spune doar atât. Taci și ieși afară. Taci pentru că n-am nevoie de reclama ta. N-am nevoie ca să arunci confuzie asupra lucrării mele, să fiu acuzat că lucrez cu demonii, cum s-a și întâmplat. Ieși afară, demonul iese afară, nu-l omoară pe, pe om, deși poate ar fi vrut. Asta, practic, vrea să zică textul. Hristos are autoritate deplină și fără efort. Domnul Dumnezeu l-a aruncat pe satan din cer. Hristos l-a biruit pe satan în pustie, înaintea tuturor, unde a găsit demonia, scos pe demoni afară, de ce Hristos este puternic. Asta vrea să zică textul. Și mai aici ceva. Cred că demonii au mai multe motive să se teamă de noi decât noi de ei. Și am să vă spun și de ce. Și mă refer aici la creștini. Și mă refer la tine dacă ești un creștin. Tu ai fost mulți din împărăția Întunericului. Tu nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine. Trupul tău este templul Duhului Sfânt și mai spun ceva, unde pășești tu, tu duci cu tine prezența lui Dumnezeu. Tu le reamintești demonilor de de sfințenia lui Dumnezeu, pe care ei nu o suportă. Tu le reamintești demonilor de salvarea lui Dumnezeu, de care ei nu pot avea parte. Cred că ei au mai multe motive să, să, să se teamă de tine decât, decât tu de ei. Și observați că secretul este nu într-o strategie, secretul nu este că strigăm tare ce, secretul este în Isus. Tot ce avem, avem în Isus. Asigură-te că ești al lui Isus. Că semeni cu Isus, că ești plin de Duhul Sfânt ca și Isus, că spui adevărul cum l-a spus Isus. Nu e nevoie să trăiești în teamă câtă vreme ești al lui Isus. Ce program la sinagogă, nu? Nimeni a dormit în sâmbătă aia. s terminat programul și Biblia spune, doi, au mers în casa lui Petru ca să mănânce. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon Petru. Foarte interesant că în Capernaum sunt ruinele sinagogii, dar e și ruinele casei lui Petru și nu sunt departe. Probabil îi zice, Petru îi zice lui Hristos, n vrea să vii la mine acasă să mănânci? din ospitalitate. Știți este interesant? Că Petru nu era din Capernaum. A citit asta? Era din Betsaida. Unii cred că s-a mutat aici tocmai datorită lui Isus, să fie aproape de Isus. Alții cred că datorită pescuitului. Poate mai degrabă asta. Nu știu. Însă iată-l în Capernaum, iată-l acolo și el cu Isus se termină slujba de la sinagogă, zice, hai la mine acasă să mănânci, dar Probabil nu doar din ospitalitate, probabil și din cauza problemei, pentru că spune Biblia că soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru, pentru ea. Petru era deja căsătorit, vedem că soacra lui era în grija lui, era o femeie în vârstă, era o femeie bătrână, probabil era o femeie văduvă, era, era și bolnavă. Doctorul Luca zice că avea friguri mari, asta înseamnă febră mare, merg pe mâna lui că el era doctor ceilalți zic doar că avea febră, el zice era mare. Nu știm exact boala. Sunt unii comentatori care cred că era cauzată de mlaștinele de lângă gura Iordanului. Se pare febra aceasta. Era o boală care persista. Observați, verbul prezent zice că avea. Adică nu se calmase, nu se rezolvase, probabil se agravase. Așa că, zice, l-au rugat pentru ea. Cine? Frații oare? Familia? Ucenicii? Nu știu. L-au rugat pentru ea. Și îmi place mie că Isus nu refuză. Isus nu zice sunt obosiți. Isus nu zice, deși era obosit, probabil. Isus nu zice, măi sunt afară programului acum. S-a terminat slujba. Isus a fost mereu gata să slujească. Fie că erau poate 50 de oameni în sinagogă sau o femeie bolnavă aici, Isus a fost mereu gata să slujească oriunde, oricând era o nevoie. Și vreau să notăm aici două lucruri. Unul, ce face Isus pentru ea și apoi ce face ea pentru Isus. Textul zice că el s-a plecat spre ea, a acertat frigurile și au lăsat-o frigurile. S-a plecat spre ea ca un fel de doctor deasupra patului pacientului. -a, probabil ea stătea undeva întinsă, nu știu, pe jos, pe o rogojină, pe un pat, în vremea aceea simplă și vi, Mântuitorul vine și s-a plecat spre ea. Ma -ma -marcu și Matei zic că a, a luat-o de mână, practic Iisus îi transmite, sunt aici și am să fac ceva pentru tine și apoi spune Biblia în felul următor că Isus puruncește, zice, a certat frigurile, a mustrat frigurile, a mustrat, frigurile, a mustrat Febra. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există un duh de febră în spatele febrei? Nu. Limbajul poetic, limbajul lui Marcu vrea să ne spună că Isus are autoritate asupra tuturor lucrurilor. Personificare, aici e rolul ei. El a certat și valurile, există un duc în spatele lor, el a certat și furtuna de pe Marea Galilei. Ce vrea să zică Luca este că acest Hristos ceartă și ce are rațiune, ca și un demon și inteligență, ceartă și ce nu are viață, ca și valul sau ca și febra sau ca și ore altceva. Adică el este domn peste toate. Și Biblia spune că febra s-a oprit pe loc, ea se ridică deodată, ea, ea nu are nevoie de recuperare, ea, nu se simte slăbită, ea se comportă de parcă n-ar fi fost niciodată bolnavă. Hristos o vindecă într-un mod miraculos, imediat și nu poate fi explicat altfel, ca și în sinagogă. El zice un cuvânt și ea primește vindecare. Ce face ea pentru Isus? Asta e partea mea preferată aici. Biblia spune așa, ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Reacția este incredibilă. Hristos îi dea sănătate și ea își folosește sănătatea ca să slujească pe Hristos. Pentru că vreau să spun ceva în dimineața aceasta. Dumnezeu nu ne salvează doar de ceva, ci și pentru ceva. Și dacă te-ai oprit doar la salvare, te-ai oprit la mijlocul drumului. Salvarea noastră trebuie să ducă la slujire și slujirea este... Este orice lucru pe care îl faci pentru Isus. Deci a început să le slujească. Ce, 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 ușor ar fi putut să zică ea, Doamne, îmi doresc ca așa de mult ca într-o să pot face ceva pentru tine și să o lase acolo. Dar ea nu face așa. Ea imediat observă ceva ce putea face pentru Isus. Să slujească la masă. În vremea aceea, dacă aveai sclavi, sclavii slujeau la masă. Dacă nu aveai sclavi sau slujitori, tu ca femeie trebuia să slujești la masă. Ea, ea, ar fi dorit să slujească la masă. Nu putea pentru că era bolnavă. Acum putea și Automat se pune ca să slujească. De ce? Pentru că Dumnezeu ne salvează de ceva și pentru ceva, pentru slujire. Vreau să spun ceva. Dacă Dumnezeu ți-a dat și ți-a dat înapoi sănătatea fizică, pune-o în slujba lui Isus. Dacă Dumnezeu ți-a dat înapoi, nu știu, banii tăi, prosperitatea ta materială, pune-le în slujba lui Isus. Dacă Dumnezeu ți-a dat o, o poziție, o putere, o influență înapoi, pune-o în slujba lui Isus. Isus face ceva pentru ea ia face ceva pentru Isus. Hai să mergem mai departe. Ieșim în stradă, împreună cu Isus, în Capernaum. Versetul 40 spune că la Sfințitul Soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli, i-a duceau la el. Dar cum? Cum e trecerea asta? Câțiva în casă și imediat mulți în stradă. Probabil în timp ce Hristos mânca cu ceilalți, Vestea s-a răspândit fără SMS, fără internet, fără atâtea. S-a dus vestea din gură în gură. Și Biblia spune că, înspre seară, au venit, zice, de fapt, Marcu 1 cu 33 spune că toată cetatea era adunată la ușă. Nu puțin. Îmi imaginez oameni în casa lui Petru, în curtea lui Petru, în fața porții lui Petru, pe stradă, pe străzi, ca pe avea. 1500 de locuitori. Imaginați-vă că toți bolnavii din Capernaum au venit unde? Acasă la Petru. Și Biblia mai spune ceva, ce nu, înțelegem fără explicație. Spune așa, de ce la Sfințitul zilei, de ce nu mai devreme? De ce au așteptat până acum? Și răspunsul este că fusese sabat. Vă știți că în sabat nu aveai voie să fii vindecat. În sabat nu aveai voie să faci călătorii lungi. Unii din oamenii ăștia bolnavi au trebuit ca să fie cărați. A căra un om bolnav era considerată muncă. Nu existau ambulanțe, nu, nu puteai să sun după cineva să vină să, să, te ducă cu mașina. Și au așteptat oamenii ca să se termine ziua, să apună soarele, să se încheie sabatul și să meargă spre casa lui Petru, că, pentru că acolo au auzit că e unul Iisus care, care vindecă. Îmi, îmi, imaginez tot felul de boli și bolnavi, muți, surs paralizați, bol de piele, oameni cu diferite sângerări. Pe lângă bolile fizice erau, erau boli spirituale. Gândiți-vă la demoni, la îndemonizați. Că Biblia spune că și în stradă au fost îndemonizați. Imaginați-vă cât de greu au fost aduși acești îndemonizați la Isus, știind că merg la Isus. Poate au trebuit legați, poate făcând crize, dar, dar până la urmă i-au dus la Isus prin întuneric, nu știu, scena pentru mine efectiv este una greu de imaginat în întuneric, prin Capernaum, oameni bolnavi, oameni îndemonizați, cu familiilor, mergeau spre casa lui Petru ca să ajungă la Isus. Și parcă nu se mai termina. Asta vrea să zică textul. Zice, îi aduceau, adică mereu îi aduceau. Niciodată parcă nu se mai termina. Parcă veneau în valuri. Era un flux constant de oameni bolnavi care veneau spre casa lui Petru. De unde atâția bolnavi? Pot să vă mai spun o explicație? Era un pic mai departe de Capernaum, o altă localitate. Am menționat-o la început. Tiber Tiberia sau Tiberiada. Știți ce este încă aici și ce era și atunci, în vremea lui Isus? Erau izvoare de apă termală sulfuroasă. Cred că erau mulți oameni bolnavi acolo, la apă, căutând vindecare, și au auzit că, în Capernaum, unul Isus care care vindecă orice boală, și Biblia spune că au dat năvală acolo, ăștia din Capernaum, cu siguranță, poate și cei din Tiberia, din Tiberiada, și, și imaginea asta din, din stradă, spre asfințit, este una care poartă cu sine trei idei, unul despre disperare. E exact lumea noastră, descrierea perfectă a lumii noastre, o lume plină de suferință, o lume separată de Dumnezeu, o lume întunecată de, de diavol, o lume care este chinuită, dacă vreți, de diavol, o lume disperată după o soluție. Așa erau atunci, așa sunt oamenii și acum. Credeți că noi n-am fi mers? Dacă avea un copil bolnav și ai auzit că e un medic, nu știu unde, te duce, spune-o, nu cu el în brațe, te duce în genunchi, numai ca să-l vindece. Oameni disperați, sute mii de oameni aici la, la, casa lui Petru. Și atâta disperare există și astăzi și, și nu se termină o veste rea, că auzi o altă veste Oamenii sunt atât de disperați, fac, fac gesturi disperate, dar pot să spun ceva în dimineața asta. Fericit de tine dacă mergi cu disperarea ta la Isus Hristos. Fericit de tine dacă ești disperat și în dimineața asta, la ora 10, ai zis, eu merg la biserică ferice de tine că dacă ești dedicat să ajungi la Isus, ca ăsta din Capernaum. Deși era noapte, zic, noi mergem la Isus, deși era întuneric, ei zic, noi mergem la Isus, deși au cărat bolnavii lor cu greu, oamenii ăștia au zis, noi mergem la Isus Hristos. Ce mai e ceva? Puterea lui Isus. Zic că el își punea mâinile peste fiecare dintre ei și vindeca. E o imagine fantastică. Fiecare era vindecat. Nimeni n-a plecat acasă așa cum a venit. Și nu au fost puțini. Iisus nu zice în ocazurile ușoare aici. Iisus nu spune ăștia cu febră aici. Zice, fiecare și-a pus mâinile peste fiecare și, și l-a vindecat. Asta știți ce ne spune? Că toți au fost vindecați? Ne spune că puterea lui Hristos era era nelimitată. Cineva îl, îl aseamănă aici pe Hristos cu o fântână din care sute de oameni, mii de oameni au, au scos vindecare, au scos putere și nu s-a terminat. Până la ultimul nu s-a terminat. Și pot să-ți mai spun ceva, încă nu s-a terminat. Aleluia! Există putere în această fântână numită Iisus Hristos. Și dacă vrei să te atingi de Isus, și tu poți fi vindecat, și tu poți fi iertat, și tu poți să capezi rezolvare. Da. Încă există putere. E vorba despre, despre, această putere care era în el, putere de a, a elibera, de a transforma. Și mai e ceva ce n-am înțeles. Atât de mult am săpat în pasajul acest. De ce, Doamne, i-ai atins pe rând, pe fiecare dintre ei? De ce? Imaginez, vine un orb, era atins de Isus, el a adus un paralizat, la atingea. Vine un demonizat, poate legat, Iisus îl atingea așa cu sute de oameni, cu mii de oameni. S-a prelungit în noapte, dimineața de vreme, cum vreți. De ce, Doamne, când ai fi putut face o rugăciune pentru toți, ca și grup, și ai fi vindecat? Credeți că s-a oprit Iisus pentru mâncare? Pentru cină? Credeți că s-a dus să ia o pauză? Nu! textul pare să sugereze că a durat mult, și-a pus mâinile peste fiecare dintre ei și a vindecat. Și de ce? Iisus vrea să-și arate pentru fiecare grija lui și valoarea lui și dragostea lui și dedicarea lui. Vrea să ne zică că atunci când vii la Isus trebuie să vii personal. Și când vii personal, El se ocupă personal de tine. Asta vrea să ne zică textul. Poți să spun ceva? Nu să spun că se merită să vii la Isus, Că nu parcurgi degeaba distanța? Că puterea care este din el e mai mare decât problema din viața ta? Hai la Isus! Dar să-mi spun ceva. Mai există o lecție. Lecția pustiului. Lecția alegerilor. Nu știm când s-a terminat, dar Biblia spune că Hristos se culcă ultimul poate, dar se trezește primul și se duce într-un loc pustiu. De ce? Să se roage. Și există aici două idei. E important să se părtășie cu Tatăl. Am început cu un obicei al lui Isus, sinagoga. Ăsta e un alt obicei. Îl aveți? Te mai rogi? El a căutat o cămăruță unde putea să stea singur cu tatăl, în caperna om n-avea unde, erau mii de oameni, poate 20-30 de oameni într-o casă, dar zice, unde mă pot duce să fiu singur? Mă voi duce în pustie, diz de dimineață, când încă nu-i nimeni. Și s-a dus acolo să stea singur cu tatălui. Vreau să te întreb, tu mai stai singur cu Dumnezeu? Să nu spui că nu mai e timp. Că și Isus a fost foarte ocupat. Să nu spui că n-ai nevoie. Dacă Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie, Trei dușmane rugăciune, ziceau misionar. Zgomotul, graba, aglomerația. Aici în pustie, știți ce vedem? Vedem prioritățile Tatălui. Iisus are nevoie de călăuzire. De ce, Doamne, de călăuzire? Nu i-ai vindecat pe toți? Nu te-au primit bine oamenii din Capernaum? N-a fost un succes seara trecută? Ba da, de ce, Doamne, călăuzire? Ei, răspunsul este că el știe că tatăl are altceva mai bun pentru el. El știe că oamenii vor veni la el și textul zice că erau hotărâți și ăștia aveau o prioritate să-l țină pe Iisus acolo. Dar Iisus zice, nu se poate. Eu trebuie ca să merg și să festesc. E importantă vindecarea, zice Iisus. Dar e mai importantă iertarea. Duhul și liberare. Vreau să încheie în această dimineață cu, cu un gând. Ce zi am avut în Capernaum, nu? Nici nu vă întreb ce ați văzut, vă întreb ce n-ați văzut. De toate sunt. Am văzut vindecări, am văzut eliberări, am văzut învățătură. Îmi imaginez că în Capernaum oamenii au vorbit generații întregi despre asta. Cred că erau unii oameni care au zis, eu eram acolo atunci, când unul Iisus a videcat pe toată lumea care era acolo. Eram acolo, a spus la copil și la nepoți și la stră-nepoți. Îmi imaginez că aici în Capernauma s-a pornit o mișcare puternică pentru Hristos, nu știu, poate a apărut apoi o, o biserică, nu știu, nu știu, poate, poate au fost misionari, nu știu, voi să mai auzit ceva despre ei? Nici n aveați de unde. Știți de ce? pentru că Capernaum a dispărut de pe fața pământului. Au dispărut, da, îți trei ruine astăzi. Sinagoga, casa lui Petru și încă ceva. De ce? Și de ce? Cumva au avut o boală și Iisus n-a putut să le vindece. Știți? Au toate bolile le a vindecat, dar asta n-a putut să o vindece. Și Isus chiar zice despre ea, chiar din gura lui vedem, Matei 11, cu 23 și 24, spune așa. Și tu, ca pernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât în locuința morților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, Sodoma și Gomorra ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. De aceea zic ca în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și al Gomorei decât pentru tine. Ce înseamnă asta? Am o propoziție. Ca ai văzut puterea lui Dumnezeu, dar nu te-ai Ai văzut puterea lui Dumnezeu, dar nu ți-ai schimbat viața. Și vrea să închei în dimineața aceasta cu acest gând. Sindromul Capernaum. Pe câți oameni nu știu care suferă de sindromul Capernaum? Ai vrea ca El să-ți rezolve toate problemele tale, dar nu cea mai mare problemă din viața ta. Problema păcatului tău. Mereu uimit. O, domnul pastor, ce frumos e la biserică. Mereu uimit, dar niciodată mântuit, niciodată transformat de Dumnezeu. Exact ca oamenii aceștia. Ai vrea să-L ții pe Iisus legat de tine zi și noapte, dar nu de dragul lui, ci de dragul tău, ca, ca viața ta să fie mai ușoară ca să nu te mai îmbolnăvești, ca să nu mai treci prin suferință, să nu mai plângi. Și, și întrebarea, nu știu dacă ai credință, ai credință! Și Dumnezeu te-a binecuvântat în măsura credinței tale și a rezolvat probleme din viața ta în măsura credinței tale. Ei, problema este că credința ta s-a oprit aici. Și ai spus, Doamne, Domnul, medicul meu, ce bine! Dar medicul tău n-a devenit niciodată mântuitorul tău. Și asta mă sperie biserică că putem fi ca oamenii din Capernaum, să venim la Hristos cu problemele noastre, El să le rezolve și niciodată să nu-L urmăm cu adevărat pe Mântuitor. Pot să spun că minunile lui Dumnezeu nu te vor salva de ea? Tot ce face Dumnezeu în viața ta nu înseamnă că ai siguranța mântuirii? Dar vreau să-ți dau un alt exemplu. Soacra lui Petru. Cea mai bună reacție când lucrează Dumnezeu în viața ta este apoi să te ridici și să zici, Doamne, vreau să te slujesc. Doamne, dacă mai ai vindecat, dacă ai rezolvat problema din casa mea, dacă, nu știu, m-ai scos din disperare, dacă, dacă m-ai împiedicat să-mi iau viață, dacă ai fost lumină în întunericul vieții mele, ca și soacra lui Petru, vreau să mă ridic și vreau să te slujesc. Să nu mai sufăr de, de sindromul Capernaum. Nu știu cine ești în dimineața asta. Dar ia o decizie pentru Hristos. Poate ești aici fizic, poate nu urmărești. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru tine. Aș vrea ca să facem o rugăciune. Dumnezeu are putere.